Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care s-au născut cu soarele, luna și ascendentul în fecioară. Luna martie este de departe cea mai importantă și cea mai profundă lună a anului 2023, pentru că vor avea loc niște tranzite care ne marchează atât pe noi la nivel de individ, cât și întreaga lume. Schimbările care debutează acum în viețile fiecăruia dintre noi vor avea efect pe termen lung și foarte lung. Și avem după cum urmează. Saturn intră în pești pe data de 7 martie, când tot atunci va avea loc evenimentul de lună plină din Fecioară. Îl avem pe Pluto care intră în Vărsător în data de 23 martie. Planeta Marte va părăsi semnul gemenilor pe data de 25 martie, când va intra în Rac. De ajutor ne vor fi clar cu desăvârșire Venus și Pluto, care se vor regăsi în Berbec și vor face, pe parcursul lunii martie, o conjuncție care să ne sprijine pe noi la nivel de identitate și de putere, de forță. Să le luăm pe rând. Așadar, primul tranzit care va avea loc, precădere cel al lui Saturn, este unul care va transforma definitiv tot ceea ce nu mai are sens și trebuință în viețile noastre. Saturn intră în pești, în ultimul semn din cercul zodiacal. Peștii reprezintă vindecare, reprezintă iubirea necondiționată, totul, câmpul unificat de energie, dar reprezintă în egală măsură și iluziile și decepțiile. Aici se regăsește de ceva ani deja Neptun, care este guvernatorul tradițional al peștilor, care a produs dematerializarea lucrurilor pe care noi ni le-am dori. În cazul vostru concret, Saturn intră în casa a șaptea, casă care vorbește despre parteneriate de lungă durată, despre căsătorie, despre căsnicie, chiar dacă poate nu sunteți căsătoriți cu acte. Aici avem colaboratorii, avem justiția, avem poate procese care durează de foarte mult timp. Unde Neptun până acum a lăsat ceață sau nu a lăsat loc de manifestare și de concretizare. Saturn este lordul timpului. El macină încet și sigur, este lordul și guvernatorul karmei, a legii cauzei și a efectului. În această casă a șaptea pentru voi, în mod direct, va face curățenie. Va aduce ceva concret, stabil și de lungă durată. Oamenii, poate, cu care voi aveți un parteneriat, un contract. Fie că vorbim despre afaceri, fie că vorbim despre căsnicie, cu care poate de ceva vreme lucrurile nu mai funcționează favorabil vouă, acum posibil să plece din viața voastră. De ce? Pentru că aici l-am avut pe Neptun. Neptun care, după cum spuneam, dematerializează, creează iluzii, ne poate induce în eroare, ne poate face să ne axăm pe o iubire ideală, pe a pune persoana lângă noi pe un piedestal fără a fi realiști. Saturn va veni aici și va face curățenie, după cum spuneam, încet, dar sigur, și va ridica foarte multe semne de întrebare în ceea ce privește cele enumerate anterior. Este omul de lângă tine, din acest parteneriat cu care ai o anumită relație sau un anume tip de relație important, real, este exact ceea ce tu ai nevoie? Sau, poate, dacă aveți pe rol procese care durează de foarte mult timp, s-ar putea ca acestea fie acum să ajungă la o finalitate, fie să mai dureze încă 3 ani de acum încolo, pentru că Saturn cere ordine, disciplină și corectitudine deopotrivă. Vestea bună aici pentru voi este că Jupiter, care este co-guvernator de pești, se află în Berbec, de unde va împinge o expansiune a lucrurilor, da? Va susține cumva
Dacă vorbim despre procese, moșteniri și lucruri de genul acesta, va împinge către un posibil câștig de cauză, pentru că Jupiter și Venus se regăsesc în casa voastră a opta, care este casa banilor altora, dar și casa intimității. Spre exemplu, dacă să spunem că în relația voastră de iubire, la nivel intim, lucrurile scârție, atunci Saturn va pune reflectorul pe această direcție și pe această temă importantă din viață și vă va împinge către luarea unei decizii, pentru că, ce să vedeți, ceasul cosmic ne spune că nu mai există amânare. Pe de cealaltă parte, Pluto, căruia îi sunt necesari 250 de ani să tranziteze întreg cercul zodiacal, va intra în vărsător, în casa voastră a șasea. Casa șasea este casa rutinei noastre zilnice, a serviciului nostru, nu neapărat al menirii noastre, menire de care Pluto se asigură că este îndeplinită. Pluto este planeta care transformă în profunzime până la cel mai mic detaliu tot ce atinge. Pluto vrea menirea sufletului, vrea ca menirea noastră aici în planul terestru să fie atinsă. Va zgudui din temelii tot ce are legătură cu casa a șasea, cu rutina voastră, cu dieta voastră, cu sănătatea voastră, cu animalele voastre de companie, cu programul vostru de funcționare, cu somnul, poate cu regimul alimentar pe care nu l-ați luat în calcul sau de care nu țineți cont. Casa a șasea mai este și casa dușmanilor declarați, a vecinului care nu vă dă pace de nu știu câtă vreme și așa mai departe. Aici Pluto vine și scutură tot, face și el curățenie, practic termină ceea ce Saturn a început acum 3 ani. Saturn a mai fost în Pești acum 29 de ani. Relațiile voastre de atunci, dacă aveți vârsta corespunzătoare, oarecum erau? Este un punct bun de pornire. Pluto a stat în Capricorn 14 ani și acolo este un punct bun de evaluare a situațiilor. Să vedeți cam cum s-a transformat viața voastră în ultimii 14 ani pentru a avea așa o mică idee despre ce va aduce Pluto în casa voastră a șasea pentru următorii 20 de ani. De ce vă veți ocupa voi? Pentru că nu veți mai putea cumva să aveți fel și fel de ocupații și îndeletniciri zilnice dacă acestea nu au sens la nivel de suflet, dacă acestea nu au un rol în evoluția voastră spirituală. Va transforma și va atinge tot. Pluto este o planetă a puterii și domină, îi place să domine. Poate veți întâlni în calea voastră, printre colegii de serviciu, printre oamenii cu care voi lucrați zi de zi, dușmani declarați, după cum spuneam, sau oameni care își vor proiecta puterea asupra voastră, pentru că, în egală măsură, casa a șasea este și o casă care ne poziționează inegal pe noi în fața celorlalți. În tandem cu Saturn aici, ambele planete îți vor spune așa în mod direct, ce contează pentru tine, pe cine ai în viața ta, cu cine vrei să ai parteneriate. Sunt importanți acești oameni? Este importantă această activitate pentru tine zi de zi? Da, ori ba. Marte părăsește semnul gemenilor, intră în rac, motiv pentru care ne vom simți un pic mai ușurați, cel puțin la nivel mental. Vom avea așa o ușoară tendință să stăm mai mult pe acasă, dar acest lucru ne va ajuta practic să ne adaptăm cu tendința de ușoară izolare pe care Saturn o va proiecta asupra noastră la nivel de relații în general, de parteneriate, nu pe scena publică sau în întreaga lume. Venus și Jupiter se regăsesc în casa voastră a opta, care, după cum spuneam, este casa intimității, a sexualității, a subiectelor tabu, a banilor altora, pe care îi puteți obține acum foarte ușor. Puteți
Începe printr-o apropiere la nivel de relații, prin care să experimentați acest gen de interacțiune cu cineva, pentru ca ulterior să înceapă Saturn să macine încet și sigur relația. Și cum? Care este rutina ta în fiecare zi? Cum te descurci cu omul acesta în casă? Cum vă gospodăriți voi așa? În deletniciri mărunte. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Toate aceste tranzite ne vor afecta, după cum spuneam, pe toți, microcosmos, macrocosmos. Nu le putem evita, măcar să fim preveniți. Ce aduce Saturn în pești? Wow! Vindecare! Peștii sunt ultimul semn din arcul zodiacal, din cercul zodiacal, care înseamnă vindecare. Aici am numărul 21, care pentru mine înseamnă control, nu numai pentru mine, este un cod din cheile genelor care vorbește despre control și în human design. Și are legătură, iată, atât cu Saturn cât și cu Pluto. Pluto înseamnă control, obsesie, nebunie, posesivitate și Saturn spune: vei sta aici atâta timp cât este necesar pentru ca tu să realizezi că ești controlat. Cât timp nu realizezi că ești controlat, asta vei primi în continuare. Vine cu vindecare, cu vindecarea energiei, cu puterea voastră de a materializa, dar și de a verbaliza ceea ce doriți. Poate unii dintre voi aveți o rană pe chakra gâtului, pe a comunica, pe a cere și tocmai de aceea nu primiți. Foarte mulți dintre voi veți descoperi în următorii 3 ani că vă veți reorienta profesional, că vă veți dori să vă schimbați cariera la 360 de grade, că degeaba ați studiat până acum ceva, pentru că voi lucrați într-un cu totul și cu totul alt domeniu. Drept urmare, aceste două planete, Saturn și Pluto, vă vor împinge cumva pe drumul vostru și către menirea voastră. Cumva către ce vă doreați voi să deveniți când erați mici, să spunem. 21 din nou. Devine din ce în ce mai interesant. Peștii sunt subconștientul, sunt casa 12-a ca arhetip în astrologie, care reprezintă subconștientul, traumele stocate acolo, de care nu suntem evident conștienți. Începutul și sfârșitul, perioada intrauterină, strămoșii noștri, moștenirea pe care ne-au lăsat-o. Cumva, acum în parteneriatele voastre, în căsnicia voastră, veți descoperi că poate partenerul vostru seamănă foarte bine cu mama sau cu tata, sau că poate voi, în raport cu ei, vă comportați ca și mama sau tatăl vostru sau ca și cineva din neamul vostru. Și aceste tipare cu siguranță vor trebui îndepărtate pentru că nu suntem conștienți de ele. Ori Jupiter în Berbec ne spune: tu cine ești? Tu cine ești la nivel intim, tu cu tine și cu sufletul tău? Iar aici avem așa, 21-22, o secvență numerică. În Lenormand, șoarecele înseamnă ceva ce se macină constant. Sunt asediat, sunt controlat de relațiile mele, sunt în serviciu celorlalți, pentru că asta înseamnă fecioara. Eu în permanență cumva mă sacrific, pentru că fecioara și peștii sunt pe axa sacrificiului concret, real și palpabil. Eu cu ce mă aleg din relațiile mele sau cât dau și cât primesc? Sunt conștient dacă între mine și partenerii mei, indiferent de parteneri, există egalitate? Pentru că iată, sunt cumva controlat să dansez după ritmul altora.
Iar aici această carte spune trebuie să vindeci acest lucru, pentru că undeva în copilăria ta te-ai supus, ai ascultat foarte mult, foarte bine că ai făcut-o, dar acum ești adult. Cine ești tu? Cine este adultul din tine și care este menirea ta? Este timpul să pleci din cuibul parental, să te identifici tu pe tine cu sinele tău autentic. Depășiți o serie de provocări care v-au ținut în loc. Este ca și când, în ultima perioadă, aș putea spune cel puțin 3 ani, ați avut legate greutăți de picioare. Mâna stângă, vă puteți elibera în materializarea dorințelor voastre. 22 este un număr maestru, este numărul care construiește stabilitatea. 4 în tarot este împăratul, care vorbește despre stabilitate și despre a avea lucrurile sub control. Din nou mă întorc la control. Cine poate v-a controlat în relațiile voastre sau unde v-ați dat voi controlul, puterea involuntar? Amintiri de preț și sub umbrela mea. 20 și 18. După cum spuneam, amintirile, tiparul din subconștient, după care operați, pentru că toți facem acest lucru, s-a transmis încă din perioada în care vă aflați în pântecul mamei voastre și este practic moștenirea întregului neam. La nivel de ADN, noi suntem în vârful piramidei. Noi suntem tot neamul nostru. Ce am preluat de aici? Pentru că am un nor. Nu-mi este clar ce am preluat. Ce prețuiesc eu cel mai mult? Pot lua din copilăria mea lucrurile care mi-au servit, da, pentru că au existat și lucruri bune, mă pot baza pe ele, dar eu nu sunt neamul. Eu trebuie să ies de sub umbrela familiei mele, de sub umbrela numelui meu de familie și să-mi fac propriul meu nume. Sunt fericit că aparțin. Dar nu asta mi-oferă mie fericirea pe deplin. Nu asta înseamnă bucuria înaltă a sufletului. Bucuria înaltă a sufletului spune eu sunt de ajuns, îmi sunt mie de ajuns. Iar aici am rechinul. Numărul 35 și spune înnoată în direcția opusă sau îndepărtează-te de această situație. Am mai avut cartea asta într-o citire recent, unde energia masculină este cea care domină. Energia masculină o inhibă pe cea feminină și aici este vorba despre energia feminină și energia masculină din voi, în primul și în primul rând. Nu sunteți în echilibru, nu există o armonie între ceea ce gândiți și ceea ce vreți să faceți. La nivel de afirmație, una spunem, la nivel de trăire, alta simțim. În egală măsură, pentru că aici vorbim de casa 8-a, cumva, sub o formă sau alta, există un subiect tabu aici care este departe de ochii lumii, dar este și neatins, netratat încă. Posibil să aibă legătură cu intimitatea dintre voi și partenerul vostru sau cu intimitatea în viața voastră la nivel general. Aspect care trebuie lucrat, vindecat, conștientizat. Pe de altă parte, s-ar putea ca unii dintre voi să trăiți într-o relație unde există multă gelozie, unde există codependențe sau dependențe foarte puternice, pentru că vorbim despre casa scorpionului, unde vorbim despre abuz, abuz de putere, o putere exercitată de la nivel emoțional până la nivel fizic. Și în acest moment, începând cu luna martie și pentru următorii 3 ani cel puțin, ca să nu ne uităm la 20, este
momentul să începeți să vindecați tot ceea ce vă macină, pentru că de fapt trăiți cumva sub o formă sau alta, sub o falsă impresie a unei armonii care de fapt nu există acolo și voi clădiți, dar clădiți către colivie, către captivitate, către a vă da puterea în loc să vă eliberați, să fiți cine doriți să fiți și către a trăi în armonie cu partenerul vostru de viață, nu în această poziție de inegalitate, unde autoritatea voastră este subminată, unde nu aveți putere să manifestați lucrurile pe care vi le doriți. Să vedem ce spune și tarotul. Voi lua 5 cărți, care înseamnă schimbare, urmând ca ulterior să le clarific pentru a avea 10. Știți, despre 10 am mai discutat. Pentru fecioară, prima carte. Oho, dragii mei, din 5 cărți, 4 sunt arcane majore. Așadar, avem de povestit. Nu, 3 sunt arcane majore, 2 minore. Avem diavolul, soarele, asul de bâte, magicianul și regele de spade. Pentru voi, începând cu luna martie, este important să vă recăpătați puterea și să vă echilibrați și voi energia masculină din voi, pentru că trăiți într-o relație de codependență cu cineva. Nu vă puteți efectiv dezlipi de cineva. De ce? De teamă, pentru că vă simțiți neprotejați, pentru că aici cu această pasăre există un sentiment de respingere, da? Este ca și povestea lui Mowgli, care a fost crescut de lupi, da? Acest om este foarte fericit aici pe această pasăre gigant, dar el nu aparține acestui personaj, dar el se simte protejat. Deci și voi acceptați posibil pe cineva în viața voastră doar de dragul de a fi într-o relație. Diavolul înseamnă cumva și căsnicia noastră la nivel de umanitate. Dar iată, la voi Venus și Jupiter în luna martie sunt în casa 8-a, care vorbesc despre relații intime, despre sexualitate, dar și despre puterea de a crea ceva nou. Posibil pentru voi aici toate aceste lucruri în aceste momente să nu funcționeze. Voi să vă fi răcit de partenerul vostru sau pur și simplu să aveți o relație de prietenie, pentru că aceasta este o carte de vărsător, care nu are legătură nici de departe cu atracția fizică, cu totul și cu pasiunea. Aveți cumva, după cum v-am spus, o falsă impresie că totul este bine, însă nu este așa, pentru că Pluto vă împinge către menirea sufletului, către a ieși de sub această asuprire, să o denumim, a cuiva sau a minții voastre care vă poziționează aici. Voi vă credeți incapabili, posibil unii dintre voi, foarte puțin atrăgător în acest moment. Drept urmare, vă mulțumiți într-o situație de compromis. Asul de bâte marchează un nou început care este stabil și vă poate oferi vouă acum putere la nivel profesional, mai ales printre colegii voștri. Puteți cumva deveni o autoritate la voi la serviciu, puteți deveni cel care îi învață pe ceilalți. Vă puteți atrage maestrul în viața voastră, însă din nou ochii mari, pentru că s-ar putea să vină cineva către voi care să vă spună așa trebuie, așa facem. Nu, un maestru, un om spiritual, un înțelept nu va spune niciodată acest lucru, ci din contră, te va lăsa să greșești, să mergi oriunde ai nevoie, pentru ca tu să decizi singur ce este important pentru tine, chiar dacă poate vei face un ocol. Magicianul spune că veți manifesta noi începuturi, noi începuturi care vă aduc și prosperitate. Aici, ca energie, avem foarte multă energie de aer, energie de pământ, avem Capricornul,
Avem leul posibil, avem berbecul, săgetătorul, leul din nou, avem gemen și vărsător. Avem axa cunoașterii aici. Este o perioadă foarte bună, începând cu martie, ca voi să vă reîntoarceți la școală și la studii, pe cât se poate de real. Casa 6 este casa elevului, să spunem. Să începeți să vă organizați la nivel de viață, zilnică, la nivel de rutină, să aveți mai multă grijă de voi. Pentru că aici, vedeți că și proporțiile corpului fizic aici sunt evidente. Să aveți grijă de sănătatea voastră, să țineți un regim dacă este nevoie, să aveți grijă la ce mâncați, cum mâncați, ce beți, cum beți. La sănătatea voastră va fi pusă amprenta pe sănătate aici. Aici văd ceva pe articulații, pe picioare, pe coloană, care posibil să aibă ceva provocări. Pe plămâni mai poate fi aici o provocare, astmă. Puteți descoperi în următorii 3 ani că există leacuri pentru acestea. Profesional puteți manifesta un nou început așa cum vi-l doriți. Da, poate fi o funcție de conducere, dar mai mult decât o funcție de conducere, este o funcție de contributor individual, cum ar fi funcția de manager de proiect, să spunem. La nivel de relație, puteți face un parteneriat bun cu cineva. Cineva vă poate manifesta pe voi sau voi veți gravita așa cu pasiune către cineva, dar care din nou tace, este ascuns. S-ar putea să fie nevoie să faceți voi primul pas, deși nu prea este recomandat dacă sunteți femei. Dacă vă gândiți la cineva anume, acel cineva este tăcut complet. Dar începând cu luna martie, puteți vedea o îmbunătățire a relației dintre voi, inclusiv vești și comunicare. Și eu am spus și cărțile confirmă. 10 este pentru rescriere, cumva, sau pentru confirmarea mesajului. Și avem următorul lucru. Posibil să intrați pe o nouă linie temporală unde partenerul vostru de viață să aibă și el un fel de trezire la realitate așa și să își îndulcească vorba, să vă găsească mai drăgălași, mai blânduți, mai buni, mai calzi dintr-o dată. Pentru că aici are judecata, cumva prin evenimentele care se vor întâmpla între voi doi, apare judecata, o posibilitate de reconectare cu cineva care până acum a păstrat tăcerea, care nu a comunicat cu voi. Dintr-o dată comunicarea să se îmbunătățească. Asul de băte aici vine cu roata destinului, cu o nouă oportunitate sau cu ceva care este la distanță, cineva să se apropie de voi dintr-o dată, cineva să plănuiască să se apropie de voi dintr-o dată și voi să nu știți acest lucru, dar sunt doar cupe aici și acest lucru este bun. În cazul în care aveți copii, cineva poate lua decizia să se apropie de voi, dar prin prisma copiilor, pentru că aici văd energie imatură, energie imatură. Alții dintre voi veți dori să vă separați pentru că așa este mai bine atât pentru voi cât și pentru copii. La nivel profesional, într-adevăr, există aici o șansă, o oportunitate care poate implica distanța, care poate implica străinătatea, chiar dacă nu vă relocați, poate implica și relocare, poate implica o mutare. Pentru alții dintre voi, vă va surâ de ideea să vă mutați împreună cu partenerul vostru sau cel puțin partenerul vostru va apăsa pedala în această direcție.
Îmi scuzați vocea un pic răgușită. Este în miez de noapte când filmez, pentru că doar așa am timp, dar energia este mai bună acum și mai liniștită. Iată că, într-adevăr, cineva va lansa o invitație, o discuție, va deschide o discuție, dar ușor atipic, vindecătoare, care să elimine potențialele provocări pe care voi le-ați avut anterior și să dorească să comunice despre progresul, despre statutul, despre situația relației voastre în acest moment prezent. Pentru judecată, aici am 6 de băte și este recomandat într-adevăr să ascultați sau să comunicați sau să cădeți la un numitor comun. Da, veți primi o ofertă neașteptată. Posibil unii dintre voi de la cineva la care nu vă așteptați, sau posibil unii dintre voi să fiți nevoiți să încheiați o relație care a fost mai mult de plăcere carnală, așa, care n-a avut o bază solidă acolo și nu au existat sentimente. Dacă vorbim despre ofertă profesională, atunci aceea să știți că are legătură cu împlinirea sufletului vostru. Este parte din drumul pe care voi îl aveți de parcurs în evoluția voastră spirituală. Și da, este ceva care va implica foarte multă acțiune, este un rol sau un serviciu care implică activitate, va trebui să fiți atenți, să lucrați, să faceți chestii din acestea destul de solicitante, dar vă va împlini și sufletește. Dacă vorbim despre parteneri și parteneriate aici, trebuie să fiți foarte atenți, să vă ascultați intuiția, pentru că s-ar putea să vină să plece, să vă placă, să nu vă placă, să vă convină, să nu vă convină. Termenii și condițiile, omul să nu fie serios, oamenii să nu fie serioși. 7 de monede. Atât voi cât și partenerul vostru trebuie să învățați să aveți răbdare. Vi se spune, trebuie să înveți să ai un pic de răbdare, să gândești și apoi să faci. Soarele poate fi și un orgoliu, un ego mai degrabă, exacerbat. Și atunci 7 de monede să-ți spună: stai un pic mai liniștit sau nu te mai lansa așa în conflicte, în dispute. Cam ăsta este drumul de urmat. Dacă vrei să ai succes, asta va spune și Saturn, să judeci la rece. Iar pentru diavol aici, am pajul, se repetă pajul de cupe cu pajul de cupe. Cineva într-adevăr își îndulcește vorba, dar aici cel mai probabil persoana pe care o aveți în viața voastră este o persoană de natură karmică cu care aveți o legătură. Vedem aceeași temă a legăturii lanțurilor ca și la diavol. De asemenea, casa a șaptea este casa celui de-al doilea copil. Să fiți cu ochii pe cel de-al doilea copil în următoarele luni, începând cu luna martie, chiar în următorii 3 ani, pentru că el sau ea va avea mai mare nevoie de atenția voastră, în cazul în care aveți 2 copii, evident. Mai poate fi vorba și despre bunicii pe linie maternă, dacă îi aveți, și așa mai departe. Animalele de companie, de asemenea, vor avea nevoie de foarte multă atenție din partea voastră, sau puteți să adoptați orice fel de animal de companie, pentru că va fi o chemare să faceți acest lucru. La nivel de iubire, după cum vă spuneam, cineva vă bate la ușă. Uite, o să mai luăm aici o carte să vedem exact ce ne spune. Cineva vă bate la ușă cu intenții bune, clare de data aceasta. Nu este cavalerul de cupe, iertați-mă, este cel de monede cu intenții concrete, roata. Pentru că fie
trebuie să devină parte din menirea voastră, fie pentru că trebuie să părăsească barca. Va fi ori la bal, ori la spital. Iar aceste lucruri nu se vor întâmpla așa pocnind din degete, ci încet și sigur. Pe de altă parte, primiți în mod cert o oportunitate sau luați hotărârea să faceți ceva pentru profesia voastră, pentru cariera voastră, care este schimbare la 360 de grade. V-am spus unei dintre voi chiar studii. 8 de băte. Clar, veți avea de făcut studii, veți avea de făcut foarte multe lucruri pentru a obține ceea ce vă doriți, dar destinul spune că asta trebuie să faceți și că o puteți face. Că o puteți face. O carte. Gânditorul. Voi sunteți guvernați de Mercur. Trebuie să vă gândiți la copilăria voastră și ce anume v-a afectat încrederea voastră în voi înși vă, pentru că de acolo vă veți elibera. Poate o relație mai disfuncțională, mai atipică cu tata, poate ați avut cazuri de agresiune fizică în familie și acestea v-au rămas cumva ca un implant mental și emoțional. Depinde de caz. Și speranța. Trebuie să aveți încredere, iată, în drumul vostru și să mergeți legați la ochi înainte cu gândul că sunteți bine, protecție aveți. Talismanele. Aici am o temă a mamei, poate mama voastră va fi aici în discuție la nivel de transformare. Poate voi vă veți transforma ca mame fiind, vă regăsiți și ca femei. Clar, masul de monede la nivel profesional, iată roata destinului și un nou început sau pe cineva din berbec. Am pasărea Phoenix. Se transformă situația, ia uitați aici colivia, după cum spuneam mai devreme, și ieșiți din colivie, conștientizați, vă treziți în conștiință, realizați niște lucruri care v-au blocat pentru atât amar de timp. Am o vulpiță, posibil să descoperiți niște lucruri la partenerul vostru, poate că are o idilă cu cineva sau poate că își dă mesaje cu cineva sau poate la serviciu șefa, pentru că vulpița poate însemna șefa sau o colegă, dar având capricornul aici, din nou, poate fi cineva mai mare ca vârstă sau energie feminină. Managerul, da, cu șefa sau cu șeful sau ceva de genul acesta, să încheiați o perioadă, un ciclu din ăsta nefast. Aveți o zână, cineva vă va vedea frumoși, lucrurile se vor întâmpla încet și sigur, dar se vor manifesta. 8 din nou casa scorpionului și 1-1-1. Și mărul cunoașterii sau ispita, deci ceva ce are legătură cu sexualitatea, fiți cu băgare de seamă dacă sunteți voi cei care, nu știu, aveți vreo plăcere în afara casei, nimic de judecat, doar să fiți atenți, să credeți în iubire, din nou aici mi-apare o temă a unui copil, vulnerabilitatea cuiva. Am ceasul negru și ceasul alb. Cineva se uită în oglindă. Sunteți pe timp aliniat. Tic-tac. A venit momentul. Ori ajungeți la împlinire alături de omul pe care îl iubiți, ori la înțelepciune. Ori la bal, ori la spital.
Mai avem cifra 7, inițiala Z, scorpionul și un căluț și steaua. Vă îndreptați către vindecare, către vindecare la nivel de intimitate, către vindecare la nivel de energie sexuală și lucruri noi apar, iată, concrete. Aici cineva se trezește din somn. Sau poate somnul are o importanță pentru voi, sau poate voi sunteți vulnerabili la nivel de energie sexuală. Voi știți, în tot cazul, lucrurile acestea se întâmplă. Aici putem avea 87, 78 sau, ghiciți ce, 15. Diavolul. Diavolul care, în esență, este și el 6, care poate fi euforie sau agonie. O alegere, 6, îndrăgostiți, în dragoste. Veți începe o perioadă în care veți avea de ales lângă cine vreți să trăiți. Cine rămâne în viața voastră? Dragii mei, eu vă îmbrățișez cu drag, sper că v-a fost de folos. Vă mulțumesc tare mult, să aveți parte de o lună martie minunată și să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!